Aproape 800.000 de oameni se sinucid anual în întreaga lume. Republica Moldova se află printre țările cu rata de suicid înaltă, unde în fiecare an peste 700 de persoane aleg să își pună capăt zilelor. Astăzi, la Chișinău, a avut loc acțiunea de informare cu genericul Tu ești casa sufletului tău, în scopul prevenirii suicidului considerat o problemă de sănătate publică. Să împărțim cliente și să fim alături de oamenii care au nevoie. Când avem o greutate pe suflet, cel mai mult avem nevoie de înțelegere. Să ajutăm la oameni. Mai bine să înțeleagă tema aceasta, să nu fie decât tabu cumva, că mulți oameni se rușinează despre asta să vorbească. Oamenii spun că astfel de acțiuni sunt binevenite. Fim atenți, să ascultăm și să, dacă depistăm primele semne, să acționăm. A fost o persoană că bolnavă de coronavirus și în momentul când a nimerit în spital, spunea, deci după ce deja și-a revenit, a povestit că chiar a avut gânduri de suicid. Psihologii explică cum pot fi prevenite aceste tragedii. Republica Moldova se află în topul țărilor cu rata de suicid înaltă, deși nu este printre primele, dar este totuși în zona roșie. La noi în țară există statistica ce se spune că avem poate 300, 500, 700 de cazuri de suicid anual, ori cercetările internaționale vorbesc despre faptul că cifra de obicei oficială putem să o mulțim cu 5 ca să aflăm cifra reală. Cifra poate să ajungă și la 10.000 anual. Apropiații, e important să observe semnele pe care cei din jur, persoana dată, le are. E depresivă, doarme mult, se izolează, își schimbă obiceiurile zilnice, se comportă diferit de cum o face de obicei. Și e important în aceste momente să se oprească și să o întrebe. Ești ok? Cum te simți? Ai nevoie să vorbești? Persoana, dacă nu dorește să vorbească, să-i spui că eu sunt aici. Din anul 2003, la 10 septembrie, în Republica Moldova este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului.